Să spună tot ce e de spus și să nu mă lasă pe mine decât eventual să dezvolt sau să nuanțez. Ei bine, trebuie să vă spun că de când îl știu pe Cosmin Berța, de când citesc poezia, 7, poate 8 ani să fie, de pe vremea când am avut noi niște aventuri de neuitat prin Cluj și prin București, și aventurile astea sunt legate atât de strâns de momente în care noi am fost cu adevărat noi, în cel mai înalt grad, încât nu pot să despart poezia pe care o scrie de omul care stă acum lângă mine, de bărbatul și de poetul care a devenit și care a scos acum fără titlu o carte despre care aș putea spune că e cea mai înaltă expresie a poeziei lui la capătul acestor 10 ani, probabil a debutat în 2002, deci 9 ani de când a debutat cu Zorobabel, apoi trecând prin Santinela de Lut, prin Cântec pentru Maria, Bătrânul. Și Cosmin cred că a ajuns în punctul în care să mă facă să fiu foarte mândru de el, fiindcă îmi aduc aminte că atunci când eram foarte tineri și pentru noi nu conta nimic altceva în afara poeziei, îmi aduc aminte că noi amândoi nu ne doream decât să fim niște oameni mai buni. Și cred că, prin ceea ce scrie astăzi, Cosmin a reușit. Aici, România. Noapte de jur împrejur, din noaptea asta noi vom face o cămașă de noapte în care ne vom îmbrăca și ne vom arăta unii altora cât suntem de frumoși. Deocamdată vă ascundeți, pe urmă o să ne căutați, cu cât timpul va trece mai tare, cu cât veți exersa mai mult în singurătate, consoanele și minunățiile alăturărilor în limbile lumii, veți regreta aproape de final doar că nu ați împărtășit cu nimeni nici o dată constructele perfecte ale limbilor pe care le-ați exersat. Și nu e nimeni aici care să-mi înțeleagă singurătatea, așa cum eu înțeleg singurătatea carapacei pe spatele țestoasei, așa cum țestoasa nu își înțelege carapacea ca pe un fel de al meu de a înțelege singurătatea. Este o poezie în care eu am mare încredere și în care îmi fac să lași uneori, care cred că se naște din descărcarea voltaică dintre doi poli. Unul dintre ei este spiritul lui de gospodar, spiritul unui individ foarte încrezător în puterea solitară a scrisului și a unui om care totuși nu este ferit de momente depresive, de momente în care pune între paranteze tot ce a reușit și se întreabă dacă toate astea au avut sens. Și deasupra acestei poezii care mustește de viață, fiindcă Cosmin scrie și publică cu o poftă de viață pe care eu n-am întâlnit-o la mulți oameni, Cosmin reușește să impregneze toate versurile lui cu o boare de amărăciune și de nostalgie care este proprie poeziei mari din toate timpurile. Și această amărăciune densă uneori ca unt de lemnut din poezia lui mă face încrezător că pentru el poezia este și va continua să fie o formă de căutare de sine. Mulțumesc!